v-am regăsit la rubrica Meteo. Județul Mureș a fost acoperit și astăzi de averse și descărcări electrice. Cu toate acestea, mercurul din termometre a urcat până la valoarea de 25 de grade în Reghin, 26 la Târgu Mureș, iar la Deda 24 de grade Celsius. Mâine vremea va fi în continuare instabilă. Cerul va fi variabil cu norări și ploi sporadice, așa că nu vă uitați umbrela acasă. Sunt prognozate 27 de grade în Reghin și în Târgu Mureș, în timp ce la Deda vor fi circa 25 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații meteo ale zilei. Sunt Loredana Bendriș, vă mulțumesc pentru atenție. O zi bună!